Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor Tăi, dă-ne, Te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ucernice Părinte Paruf, ucernice Părinte Decan, sfințiile voastre, ucernici părinți, dragi copii, adolescenți și tineri, iubiți credincioși din Hălăucești și toți cei care sunteți în comuniune cu noi prin Ercis Media, prin Maria TV, care preia de la Ercis Media și de pe internet. După ce L-am invocat pe Duhul Sfânt în cântare și în rugăciune la începutul catehezei, pentru că avem nevoie de Duhul Sfânt, El este Cel care însuflețește mereu biserica, o face să fie vie peste viacuri, după ce L-am invocat în ajutor, vom asculta acum textul biblic propus pentru această cateheză, așa că invit în față persoana care a fost desemnată să citească acest text din Sfântul Paul, cum vom auzi îndată. Iubirea față de frați. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiți trupurile voastre ca jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Acesta este cultura voastră spirituală. Nu vă conformați lumea acestea, ci schimbați-vă prin îndoirea minții, ca să înțelegeți care este voința lui Dumnezeu. Ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârșit. Iubirea să fie fără ipocrizie. Urâți răul, atașați-vă de bine, iubiți-vă unii pe alții cu iubire frățească, întreceți-vă în a vă simți unii pe alții. Neobosiți în râvnă, înflăcărați de Duh, slujiți Domnului. Plin de bucurie în speranță, statornici în încercare, stăruiți în rugăciune. Luați parte la trebuințele sfinților, practicați ospitalitatea. Binecuvântați pe cei care vă persecută, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei care se bucură și plângeți cu cei care plâng. Să aveți același sentiment unii pentru alții. Nu râvniți la funcții înalte, ci lăsați-vă atrași de cele modeste. Nu vă considerați pe voi înșivi înțelepți. Nu întoarceți nimănui răul pentru rău. Aveți în vedere să faceți bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este posibil, atât cât este bine de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Nu faceți singuri dreptate, iubiților. Nu te lăsa învins de rău, ci învinge răul prin bine. Cuvântul Domnului. Aceasta a fost lectura biblică pe care am ales-o pentru această cateheză de aici, de la Hălăucești. Este un text excepțional de frumos din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani. Vă îndemn, fraților, spune el, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să vă oferiți trupurile voastre ca jertfă vie. Voi reveni asupra acestui text îndată. Am înțeles de la Părintele Paro că a ajuns și la dumneavoastră această scrisoare pastorală pe care am trimis-o la începutul anului
liturgic bisericesc în care ne aflăm, 2020, începând cu prima duminică din Advent până la prima duminică din Advent din anul acesta, 2021. Este o scrisoare mai lungă, cu un conținut bogat, și la fiecare cateheză din postul mare mă voi opri asupra acestei scrisori, subliniind un punct sau altul pe care l-am menționat. Scrisoarea pastorală se numește Împreună pe calea speranței. Să nu uităm, este sugestia pe care ne-au dat-o nouă preoții, cei din Consiliul Pastoral al diecezei noastre, când ne-am întrunit la Roman, și acolo, din multele teme care s-au propus, aceasta a fost aceea care ne-a determinat pe noi să o alegem, cea mai cerută de membrii Consiliului, speranța în acest timp de pandemie, pentru că mulți au căzut și cad ușor pradă descurajării în fața acestui rău care s-a extins pe toată fața Pământului, și avem nevoie de speranță ca să depășim aceste momente grele și să ieșim, sigur, transformați pentru a reveni la viața normală, în care să fim mai conștienți de menirea noastră în lume și să-L slujim pe Dumnezeu. Împreună, vedeți, împreună, nu individual, împreună pe calea speranței, a speranței creștine. Acesta este motoul, îndemnul și tema de care ne lăsăm călăuziți în această perioadă încă grea și de mare încercare pentru noi. Viața de credință a bisericii noastre locale de Iași, a comunităților noastre și a fiecărui credincios în parte, are nevoie să fie susținută și alimentată. Susținută și alimentată. De aceea am ales ca titlul al acestei cateheze, cultul nostru spiritual. Noi ne exprimăm credința în Dumnezeu, despre care v-am vorbit la predica de la Sfânta Liturghie, prin diferite acte de cult. În centru stă întotdeauna Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, despre care v-am vorbit îndelung în primul an al activității și slujirii mele episcopale. Foarte importantă este Sfânta Liturghie pentru viața noastră de credință. Sunt profund conștient că avem nevoie de o implicare efectivă a noastră, a tuturor, împreună, păstori și credincioși, să mergem alături unii de alții, nu individual, ci împreună, pentru a semăna speranța lui Hristos în inimile noastre și ale fraților noștri. Vă invit de aceea să aprofundăm acum răspunsul nostru în fața darului lui Dumnezeu și să vedem care este raportul nostru, legătura noastră cu El. Ați auzit în Sfânta Evanghelie, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Și trăim într-o lume în care omul se tot îndepărtează de Dumnezeu pe măsură ce a tot înaintat și înaintează în știință, în tehnică, în toate privințele. Ar trebui cu cât înaintăm mai mult noi oamenii și pătrundem în tainele științei, ale tehnicii și așa mai departe, cu atât mai mult să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Pentru că El ne-a dat mintea ca să putem descoperi mereu lucruri frumoase și bune. Și trebuie să facem acest lucru.
Creșteți, stăpâniți pământul, spune Iisus, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Dar pe măsură ce înaintăm, să nu ne se ridice nasul sus, crezând că noi suntem cineva, noi am făcut, noi am dres. Nu! El, Tatăl Ceresc, Dumnezeu, El ne-a dat mintea ca să putem pătrunde în tainele științei și ale tehnicii și trebuie să-i fim recunoscători și să-i recunoaștem supremația. Și dacă tot nu vrem să o facem și suntem încăpățânați, iată, Dumnezeu ne mai lovește câte o leacă. Cum face un tată care își iubește copiii. De aceea se spunea cândva că vărguța e ruptă din rai. Acum nu mai voi să te atingi de cineva să-l lovești, că ai încurcat-o. Dumnezeu, dacă vede că nu vrem noi de bună voie să-i recunoaștem supremația, să ne închinăm Lui și să ne iubim ca frații unii cu alții și vede că răutatea a ajuns așa de departe, ne mai încearcă. Așa să privim și această încercare a pandemiei. Că nimic n-are loc pe fața Pământului fără știrea lui Dumnezeu și fără voia lui Dumnezeu. Nu El ne face răul, noi ne-l facem pentru că nu vrem să-L recunoaștem pe El ca Domn și Stăpân. Și nu vrem să ne închinăm Lui, sunt atâția. Noi mulțumim Lui Dumnezeu și sper de aceea tot, vedeți, în predicile noastre susținem, sublinem cât de important este să ne adunăm, să ne simțim ca frații, să ne iubim, să ne iertăm atunci când greșim și împreună să-L lăudăm pe același Tată Ceresc de care avem nevoie și căruia îi cerem în fiecare zi pâinea noastră, cea de toate zilele, adică tot ce avem trebuință, toate vin de la El. Cateheza de astăzi va cuprinde, ca întotdeauna, trei puncte. Primul, înflăcărați de Duh. Și aceste teme sau aceste puncte sunt luate din lectura pe care am auzit-o, din Sfântul Paul către Romani. A doua, neobosiți în slujire. Și a treia, să slujim Domnului în mijlocul fraților. Le luăm la rând. Prima idee sau primul punct, înflăcărați de Duh. Și aici fac referință directă la lectura pe care am ascultat-o puțin mai înainte. Cel care vrea să trăiască înflăcărat de Duhul Sfânt, acela celebrează prezența lui Dumnezeu în viața de zi cu zi. Nu numai din când în când, din Paști la Crăciun. În fiecare zi este ucenica lui Hristos și își oferă trupul său, cum spune Sfântul Paul, ca jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Romani 12:1. Acesta este cultul nostru spiritual de 2000 de ani. Aceasta este convingerea pe care Apostolul Paul ne-o transmite în lectura pe care ați auzit-o, ne-o transmite și nouă în seara aceasta, aici, la Hălăucești. Timpurile pe care le trăim, parcă mai mult ca altă dată, ne cer să facem o alegere clară, și anume, să nu ne conformăm mentalității lumii de astăzi. Suntem creștini. Să nu ne conformăm mentalității greșite a lumii de astăzi, ci să ne schimbăm și să ne convertim, citez din lectură, prin înnoirea minții, ca să înțelegem care este voința lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârșit. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt ca să ne ajute să facem acest discernământ, să alegem ce-i bun, să nu ne conformăm mentalității greșite a lumii de astăzi. Viața creștină ne determină să facem o alegere fundamentală, să ne însușim învățătura lui Hristos și să pășim alături de El în mijlocul tuturor dificultăților
lumii de astăzi. Această alegere ne cere mai întâi să înțelegem ceea ce se întâmplă în jurul nostru, iar apoi să luăm deciziile potrivite, înflăcărați fiind de Duhul Sfânt, de Duhul lui Hristos. Am ascultat împreună fragmentul de care aminteam din scrisoarea Sfântului Paul către Romani, capitolul 12. Timpurile pe atunci nu erau ușoare. Că noi ne plângem acum, ce greu e, cred că o fi fost cândva mai bine. Totdeauna au fost dificultăți pentru oameni pe fața Pământului. Timpurile nu erau ușoare nici acum 2000 de ani. Provocarea de atunci a revenit și este mai prezentă ca oricând. Prin natura noastră creștină, noi credem că Evanghelia lui Hristos cuprinde o învățătură, un mesaj de iubire și de fraternitate. O adevărată provocare pentru lume. Este un mesaj, o învățătură, care aduce speranță în încercări și aduce alinare în dificultățile de fiecare dată când ne lăsăm transformați de Duhul lui Hristos. Apostolul Paul nu le cerea creștinilor din Roma atenție să schimbe mentalitatea lumii acesteia, pentru că ar fi o utopie, ceva de nerealizat. Lumea nu poate fi schimbată. Nu asta le cere Sfântul Paul. Lumea este și rămâne marcată de păcat, păcatul strămoșesc, și va fi marcată până la sfârșitul veacurilor. De aceea Paul nu le cere romanilor să schimbe mentalitatea lumii acesteia, ci ei fiecare să se schimbe, să se convertească, să-și reînnoiască viața, lăsându-se transformați de harul lui Dumnezeu. Mai exact, propunea Sfântul Paul o schimbare radicală a mentalității, a modului de a gândi și de a acționa. Le cerea o înlocuire a logicii acestei lumi cu logica lui Hristos. Sunt diferite. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Citim în Sfânta Scriptură. Logica acestei lumi este diferită de logica lui Hristos și noi vrem să urmăm logica, gândirea lui Hristos, nu mentalitatea lumii, care este atinsă de păcat. Deci să schimbăm, să înlocuim logica acestei lumi cu logica lui Hristos, a interesului cu dăruirea, a dominării cu slujirea, a plăcerilor cărnii cu bucuria spiritului. Și ne învață mereu biserica prin preoți, în predici, despre acest lucru, dându-l ca exemplu mereu pe Hristos, care a venit nu să fie slujit, nu să domine, ci să slujească și să-și dea viața pentru toți, murind pe cruce pentru noi. Cine vrea să fie primul, să fie ultimul și slujitorul tuturor. Vedeți logica lui Hristos? Gândirea lui diferită total de gândirea și logica noastră umană. De aceea Sfântul Paul le cere nu să schimbe mentalitatea lumii acestea, că este o utopie, greu, irealizabil, ci să se schimbe fiecare, noi fiecare să ne schimbăm mentalitatea după mentalitatea lui Iisus. Logica noastră o schimbăm după logica lui Iisus. Vrem să fim primii, că tendința este în noi, mereu să fim, vedeți și copiii, eu să fiu primul, eu mereu cu mâna pe Iisus. Nu, Iisus spune, cine vrea să fie primul, să stea la coadă, să fie ultimul și slujitorul tuturor. Și nu numai că ne-a învățat, ne-a dat exemplu, așa a făcut El. Dumnezeu fiind, a coborât atât de jos încât a devenit ca un sclav, s-a născut în cea mai neagră sărăcie, a trăit sărac, a murit sărac pe lemnul crucii. Deci ne-a dat exemplu, nu numai că ne-a învățat. Este cazul să ne întrebăm serios acum, suntem înflăcărați de Duhul acesta al lui Dumnezeu?
Care este răspunsul nostru de credință, mai ales în acest timp sfânt al postului mare? Convertirea sau schimbarea mentalității nu ne cere, desigur, să ne izolăm în grupuri mici, să formăm bisericuțe, sau să ne retragem între zidurile mănăstirii, să mergem toți la mănăstire, să ne facem călugări și călugărițe. Nu toți avem această chemare. Sunt puțini cei care o au să o urmeze, să o urmeze cu drag. Și nu asta ne cere biserica. Mărturia Sfântului Francis de Asizi, suntem aici într-o parohie franciscană, mărturia Sfântului Francis și carisma pe care frații și surorile o împărtășesc, urmându-i exemplu, ne arată că viața creștină impune un discernământ zilnic, alegerea de a veghea și de a fi atenți la semnele timpului. Convertirea, iubiți credincioși, nu se realizează odată pentru totdeauna în ziua primirii botezului, mai ales că eram și mititei, n-am înțeles nimic atunci. Apoi, când am început să creștem, cum creșteți voi copii, începeți încet, încet să învățați. În cele ale religiei, nu de la profesorul de istorie, de fizică, de alte limbi, ci de la profesorul de religie, de la și cel mai bun preot, părintele. Și încet, încet începe să intrați în tainele religiei creștine. Convertirea nu se realizează, deci, odată pentru totdeauna, ziua primirii botezului și gata, ci este o alegere continuă în viața noastră și însoțită această alegere zilnic de rugăciune, de pocăință, de fapte bune. Este o cale pe care o parcurgem în fiecare zi. Este important să fim bine ancorați în situațiile delicate pe care le înfruntăm în aceste zile de pandemie și să promovăm armonia, să promovăm comuniunea dintre noi, așa cum membrele unui trup, a trupului nostru, membrele trupului, se susțin și se completează pentru a realiza unitatea trupului. Și lucrul acesta l-am văzut în cateheza trecută de la Roman, cei care ați urmărit-o. Acesta este primul punct al reflecției, al catehezei de astăzi. Al doilea, la care voi face referință în mod special, referire în mod special la scrisoarea pastorală, neobosiți în slujire. Neobosiți, spune Sfântul Paul în lectură, dar eu am subliniat acest lucru și în scrisoarea pastorală. În ciuda aparențelor, Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru și ne poartă de grijă. Că mulți spun, unde e Dumnezeu? Ne-a uitat. De ce ne lasă să ne chinuim, să umblăm cu măștile acestea atâta? Să nu mai scăpăm odată de ele. Și alte gânduri de felul acesta. În ciuda aparențelor, să știți și să fiți convinși că Dumnezeu este prezent în mijlocul nostru și ne poartă de grijă, că până acum am fi fost morți toți, poate, dacă n-ar avea grijă de noi Dumnezeu. El este fidel și nu ne abandonează niciodată. El ne va da mereu, cum spunem în Tatăl nostru, pâinea noastră cea de toate zilele, pe care o invocăm în fiecare zi când spunem Tatăl nostru. Și fiți sigur că nu ne va da o pâine care să ne ajungă toată viața. Spune, ia pâinea asta și asta până când ajungi la 90 de ani sau cât ai străiești, din ea să mănânci și gata, am terminat cu tine. Nu? Pâinea noastră cea de toate zile, fiecare zi cerem pâinea aceasta. Dar prin cuvântul pâine, nu înțelege numai pâinea sau mămăliga sau cartofii sau brânza cu smântână și vă mai place vouă copii acolo din mâncările preferate. Nu! Și acelea toate, dar tot ce avem nevoie pentru viața trupului, dar și a sufletului și mai ales pâinea sufletului, Eucaristia. Toate ele cerem lui Dumnezeu, cum spunem zilnic, pâinea noastră, dă-ne-o nouă astăzi, Tată. Nu ne va da o pâine, deci, care să ne ajungă toată viața, dar în fiecare zi ne va da pâinea
de care avem nevoie, adică ni-l va da pe Duhul Sfânt, însă și iubirea sa paternă. Readuc în atenție acest gând exprimat la începutul anului pastoral. Să avem încredere în Dumnezeu, să avem încredere în cuvintele lui Hristos, care spune așa, citez, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați pentru viața voastră, ce veți mânca sau ce veți bea, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana, iar trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Deci nu vă îngrijorați, Tatăl vostru ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. În anul pe care îl traversăm, a revenit situația aceasta de izolare, iar participarea la Sfânta Liturghie a fost și continuă să fie mai redusă. Îi mulțumim lui Dumnezeu că aici încă situația este bună. Tot urmărim, vedeți, la televizor, în mijloacele de informare, în atâtea locuri unde încă sunt restricțiile acelea care dorm mult, dar ne sunt cerute sau sunt cerute acolo unde COVID-19 își face de cap. Și cazurile sunt multe. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să trăim sărbătorile Paștelui spre care ne îndreptăm mulți la casa lui Dumnezeu. Să scăpăm odată de această pandemie, de acest virus ucigător. Sunt atât de actuale cuvintele subliniate în scrisoarea pastorală. Mulți credincioși în timpul acesta de pandemie, ca să vedem și laturile pozitive din această încercare pe care Dumnezeu ne-a trimis-o, mulți credincioși în acest timp au descoperit mai mult valoarea rugăciunii făcute acasă împreună. Că dacă înainte nu voiau să adună, n-am timp să mă rog, eu trebuie să merg la prășit, eu trebuie să mă duc nu știu unde, când vineam acasă obosiți. Ei, Dumnezeu ne-a făcut să stăm acasă și să descoperim valoarea rugăciunii spusă în casă, în familie. Că așa ne stă bine. V-ați gândit la asta? Nu am putut să ne hrănim efectiv cu trupul și sângele lui Iisus. Vă aduceți aminte timpurile grele, acum un an, când ne pregăteam la Paști, bisericile goale, predicam la bănci în biserici, nu puteam să ne împărtășim efectiv cu trupul și sângele lui Iisus în Sfânta Împărtășanie. Dar am avut ocazia, vedeți, iarăși un lucru pozitiv, să descoperim valoarea împărtășaniei spirituale de care mulți nu știau, dar ce ia părinte, cu ce se mănâncă? Ce ia împărtășanie spirituală? Și acum cred că știu toți ce înseamnă împărtășanie spirituală, că nu ne putem chiar veni la biserică din cauza unor motive întemeiate să ne împărtășim sacramental, să facem împărtășanie spirituală, trezim dorința vie de a-L primi pe Iisus, în cuvinte și mai ales în dorința inimii. Împărtășania spirituală, vedeți, alt punct pozitiv. După aceea, să descoperim că familia noastră este ca o biserică, că neputând ieși din casă, am stat acasă și în față și mulțumim lui Dumnezeu că avem posibilitatea Hercis Media aici, care ne transmite și a avut grijă și le mulțumim în timpul pandemiei și chiar acum să ne transmită slujbele din diferite biserici, de la Catedrala noastră din Iași și din atâtea locuri, sau Radio Maria. Radio, vrem pe 19 martie acum să deschidem și Hercis FM, radio al diecezei noastre. 24 de ori din 24, vom începe numai live. Dar vedeți atâtea mijloace și am avut ocazia în timpul pandemiei, stând acasă, să vedem că și în casa noastră putem face, să o transformăm într-o biserică, în care, ca un cort al lui Dumnezeu, în care Dumnezeu vine la noi și noi prin rugăciune, prin urmărirea Sfintei Liturghii, prin recitarea rozarului, prin calea crucii, prin altele, să simțim că suntem în familie ca într-o biserică, cortul lui Dumnezeu, binecuvântarea Lui, prezența Lui în familiile noastre. Și apoi preoția comună,
de care n-ați auzit, dar am avut ocazia acum în timpul pandemiei să o scoatem în evidență. Un alt lucru pozitiv, ce înseamnă preoția comună? Preoția pe care am primit-o toți la botez. Și eu, ca episcop, prima dată am primit preoția comună, aceea care decurge din botezul pe care l-am primit, peste care apoi preoția sacramentală și episcopatul, plinătatea preoției. Deci am descoperit, constrâns de circumstanțele pandemiei, valoarea preoției comune a poporului lui Dumnezeu, preoție primită la botez. Că toți suntem chemați prin botez să fim preoți. Și care e misiunea preotului? Să se jertfească pentru popor. Adică să oferiți dumneavoastră prin preoția comună viețile drept o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Paul și ați auzit în lectura de la început. Asemenea, primilor creștini suntem și noi invitați să ne iubim unii pe alții, să ne iubim cu o iubire frățească. Ce frumos vorbește Sfântul Paul în lectura pe care am ascultat-o. Să fim neobosiți în slujire. Asta se înseamnă, urmând de exemplul lui Iisus, să slujim, nu să așteptăm să fim slujiți de alții. Că așa a făcut Iisus, așa trebuie să facem și noi. Când El s-a, la cina de taină, o să vedem și în Joia Mare, în fiecare an, rememorăm sau retrăim acel moment în care Iisus ne arată concret cum trebuie să slujim, fără să ne jenăm. El, Domnul, Maestrul, coboară și spală picioarele apostolilor. Ați înțeles ce am făcut eu? Așa trebuie să faceți și voi, să vă spălați picioarele unii altora, adică să vă slujiți unii pe alții, să vă ajutați unii pe alții. Nu să așteptați ca boierul așa, ai femei, fă-mi, dă mâncare, fă-mi, dă, stai frumos. Nu? Slujește tataie. Că ești bărbat, că ești femeie, că ești copil, că ești sănătos, Dumnezeu ți-a dat putere, slujește. Jertfește-te pentru binele familiei, pentru binele comunității, pentru binele bisericii, al națiunii, al omenirii în care trăim. Suntem chemați să slujim în iubire. Cuvântul acesta să nu ne... să-l avem la suflet și să-l practicăm, mai ales acum în timpul postului mare și în timpul de pandemie. Iubire fără ipocrizie și respectul față de ceilalți se află la baza comuniunii fraterne dintre noi. Iubirea aduce cu sine bucuria, responsabilitatea și libertatea. Iubirea nu face casă bună cu neglijența, cu izolarea și cu abandonarea. Respectul față de ceilalți frați conduce la aprecierea darurilor și carismelor, fără false modestii și fără roluri privilegiate și titluri onorifice. Să știi să apreciezi darurile în cei de lângă tine. Nu să fii invidios. Dimpotrivă, să știi să apreciezi darurile, că tuturor Dumnezeu ne-a dat daruri, dar mare ispită este de la diavol să știm să nu apreciem sau să învățăm de la diavol asta să nu apreciem darurile care sunt în alții. Nu fac și ei parte din familie, n-ar trebui să ne bucurăm. Nu știm ce a pățit Iisus între connaționalii săi când invidioși pe Iisus, invidia, vedeți, omul marcat de păcatul strămoșesc, l-au luat frumos și voiau să-l arunce în prăpastie. Am auzit în zilele trecute la Evanghelie, cei care veniți zilnic la biserică. Invidia, răutatea, în loc să se bucure ca un cetățean, un concitadin de-al lor care știe, se descurcă, vorbește așa de frumos, face minuni, ei invidioși vreau să-l arunce în prăpastie. Vedeți răutatea omului, cât de minunat, cât este de minunat când iubirea dintre noi se exprimă prin slujirea plină de grijă și de atenție, exprimate constant, cu tenacitate și cu bucurie. În această perspectivă, viața noastră nu se lasă invadată de agitație, ci este pătrunsă de liniște. Nu face pact cu resemnare, ci este susținută de tărie și de răbdare. Nu este alimentată de interesele acestei lumi, ci este pătrunsă de harul lui Dumnezeu.
Ultimul punct al reflecției este acesta, să slujim, vedeți iarăși cuvântul slujire, să slujim Domnului în mijlocul fraților. Această parte a treia întotdeauna din cateheze este cea mai practică legată de viața noastră concretă pe care o trăim. Nimic nu-L poate împiedica pe Dumnezeu să se facă prezent, să ne aline și să ne vorbească. Dumnezeu nu poate fi îngrădit de ziduri, de nimeni. Că mulți credeai că las că-L pune eu, Dumnezeu stă acolo în cerul Lui, eu să mă lăsă pe mine în pace că știu eu ce am de făcut. Nimeni n-are putere să se erigeze în forță, în puterea aceasta. Eu sunt Dumnezeu. Nu, unul singur este Dumnezeu. Pe El trebuie să-L cinstim, să-L iubim, pentru că are grijă de noi. Ne susține în existență. Vă dați seama de acest lucru. Dacă o secundă Dumnezeu ar lua mâna protectoare de la noi, s-ar alege praf și cenușă din noi. Suntem mereu în mâna lui Dumnezeu. El ne poartă de grijă. Răi suntem noi oamenii de pe fața pământului, că sunt așa de mulți care nu vor să recunoască acest lucru. De aceea trebuie să ne rugăm pentru întreaga omenire. Dumnezeu nu poate fi îngrădit de ziduri. În unire cu preoții care celebrează jertfa Sfintei Liturghii în biserici, credincioșii rămași în casele lor în timpul pandemiei, dar și acum cei care sunt încă loviți de boală sau sunt fricoși, au oferit Domnului și oferă Domnului jertfa propriei lor credințe. Domnul și-a fixat cortul în casele credincioșilor reuniți în rugăciune, în ascultare și în meditarea cuvântului lui Dumnezeu. Și casele noastre, vă spuneam, au devenit un fel de biserici adevărate, locuri de întâlnire cu Dumnezeu. Mulți dintre noi au recunoscut și au simțit apropierea lui Dumnezeu, pe care le-au invocat cu încredere, mai ales atunci când, omenește vorbind, totul părea că se năruie. Cei care ați urmărit catehezele și mărturiile, probabil și aici la dumneavoastră, mărturiile care s-au dat din partea diferitor persoane, ce frumos au exprimat experiențele pe care le-au trăit. Aș dori să subliniez încă o dată aceste cuvinte. În mod special, putem spune că Dumnezeu și-a așezat cortul în spitale, în casele persoanelor vulnerabile sau vârstnice, care au rămas fără sprijinul și ajutorul celor dragi, plecați în căutarea unui trai mai departe de casă. Și au fost persoane, măicuțe, călugări, tineri, voluntari, care s-au dus și nu i-au lăsat uitării, nu i-au lăsat în brațele descurajării și deznădejdii. Câte exemple frumoase avem în privința aceasta! Dumnezeu s-a făcut prezent și a acționat prin implicarea aceasta exemplară. Așa numitorii putem numi pe aceștia samaritanii milostivi, medici, personal paramedical, voluntari și așa mai departe. Ce frumos! Am văzut și vedem cu toții atâtea inițiative frumoase din partea preoților, a persoanelor consacrate, a asociațiilor noastre, mai ales a Centrului Diecezan Caritas Iași, menite să susțină toate acestea prin rugăciune sau prin implicare caritabilă, să susțină acele persoane aflate în dificultate, cinste lor, și trebuie să le mulțumim. Într-adevăr, sunt săracii și bolnavii, cei care pot ajuta să crească viața noastră creștină, deoarece în ei este prezent Hristos. Deci au rolul lor, vedeți, și bolnavii, și săracii, și cei care sunt singuri, au rolul lor pentru creșterea noastră spirituală, ca noi să nu dormim în papuci, care avem sănătate și putere, ci să ne asociem împreună pe calea speranței. Deci am intitulat scrisoarea pastorală așa. Ne unim, formând ca o forță pentru a ajuta, pentru a-L vedea pe Hristos în Cel care suferă, în Cel care nu mai poate, în Cel care este abandonat. Spune Iisus, adevăr vă spun, tot ce ați făcut unuia dintre frații mei cei mai mici, mie mi-ați făcut.
Ei, pandemia ne-a oferit ocazia aceasta, vedeți, și în încercări, dacă știm să vedem și partea pozitivă. Și când va trece pandemia, să ieșim transfigurați, transformați în mai bun, cu experiențele pe care le-am avut, care ne-au costat, e adevărat. Două întrebări, mă apropii de sfârșit acum, prin ce ne uimește zelul apostolic al Sfântului Paul, că am ascultat lectura din scrisoarea către romani. Câte lucruri extraordinare a făcut Sfântul Paul în viața lui apostolică. Prin ce ne uimește zelul apostolic al Sfântului Paul? Și a doua întrebare, ce anume face ca viața și carisma Sfântului Francisc de Asizi și a Sfintei Clara pentru ramura feminină a Ordinului Franciscan, ce anume face ca viața și carisma acestor sfinți să fie atât de actuale și astăzi? Știm ce a făcut Sfântul Francisc, știm ce a făcut Sfânta Clara, știm cum au renunțat la toate, s-au făcut săraci, efectiv, nu numai în spirit, ca să poată sluji pe alții, să-L imite pe Hristos, cel sărac. Căutând răspunsuri la aceste două întrebări, vom descoperi cât de important este să ne bucurăm cu cei care se bucură și să plângem cu cei care plâng. Asta a făcut Sfântul Paul, asta a făcut Hristos, asta a făcut Sfântul Francis de Asizi, asta a făcut Sfânta Clara și sfinții întemeitori de congregații și ordine religioase. Să știi să te bucuri cu cel care se bucură și să plângi cu cel care plânge. Sfinții sunt un grăitor exemplu în acest sens. Privind la ei, să învățăm și noi cum să ne lăsăm atrași de două lucruri esențiale și vă rog să le rețineți: simplitate și modestie, umilință. Și cum să trăim în pace cu toți oamenii. Și lucrul acesta îl sublinează Sfântul Paul în textul pe care l-am ascultat din scrisoarea către Romani, capitolul 12. Mai ales în aceste zile, fraților, în care apar și se lărgesc spațiile de neliniște și de singurătate, vocația noastră creștină este de a trăi în slujire și în comuniune unii cu alții. Să nu-i abandonăm pe cei din jurul nostru care au nevoie de ajutorul nostru, lăsându-ne pătruși de Harul Divin să înțelegem care este voința lui Dumnezeu și să pășim cu încredere pe calea slujirii și a carității fraterne. Și cu aceasta am încheiat cateheza de astăzi. Acum lăsăm timp pe un fond muzical adecvat să medităm în tăcere câteva momente, câteva două, trei minute, asupra celor pe care le-am auzit și să luăm fiecare hotărâri concrete pentru sine, fiecare ce cred el, ce trebuie să îndrept eu, ce trebuie să fac eu, unde nu merge bine, ce n-am făcut, ce aș fi putut să fi făcut până acum. Medităm asupra acestui cuvânt pe care l-am ascultat astăzi din Biblie și din expunerea catehezei. Vă rog, fondul muzical.
Eu cred că speranța ne ajută să trăim iubirea. În această expresie și în această propoziție am exprimat cele trei virtuți teologale. Credința, speranța și iubirea. Și într-adevăr, avem credință, avem această convingere că numai speranța ne-a ajutat în acest timp de pandemie și ne va ajuta și în continuare să trăim mai bine iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Este oarecum ca un joc de cuvinte, dar cred că această legătură strânsă între aceste virtuți teologale, iată, așa cum exprima și Preasfințitul în cateheza din această seară, ne-a ajutat să simțim și să vedem și lucrurile pozitive. Și, într-adevăr, dacă avem această speranță, putem să simțim mai mult iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Dar nu mă lungesc. Vreau ca să dau în continuare cuvântul pentru trei mărturii din comunitatea noastră, mai întâi pentru o familie, să exprime ceea ce au simțit, ce au trăit, să ne împărtășească și nouă, apoi o soră francescană, întrucât avem și o comunitate de surori, surorile misionare a Sfântului Francisc, surorile misionare de Assisi, și apoi un cadru didactic, oarecum să exprime și această latură, această parte a dascălului, dar și a elevului care a trăit, care au trecut prin acest timp de pandemie. Vă invit așadar pentru mărturiile voastre. Lăudați să fie Iisus și Maria! Am citit cu atenție și am meditat profund la fraza și la îndemnul Preasfințitului Episcop Iosif Păuleț din cadrul catehezelor din Postul Mare din acest an, împreună pe calea speranței. Cu siguranță mulți dintre dumneavoastră ați experimentat și vă veți regăsi în multe dintre trăirile noastre. În urmă, cu 16 ani, mi-a decedat mama. A fost imobilizată la 4-7 ani. În ultimii 2 ani din viață am luat-o la noi. În acei ani venea preotul la vinerea întâi din lună pentru spovadă și pentru a primi împărtășania. Într-una din zile eram epuizată, obosită, la plecare preotul m-a întrebat: ce se întâmplă, de ce ești supărată? Eu i-am răspuns: îmi este greu, copilul mic, mama, erau prea multe pentru mine atunci. Preotul m-a privit și mi-a zis: dumneavoastră sunteți o persoană puternică, Dumnezeu are grijă de fiecare în parte, căutați pe cineva să vă mai ajute și rugați-vă. Rugăciunea ne dă putere, ne dă speranță că totul va fi bine. Gândiți-vă la mama sărmană, cum este în pat și depinde doar de ajutorul dumneavoastră. Noi, oamenii, de multe ori nu realizăm că suntem norocoși, că avem de toate și ne putem deplasa. Din momentul acela, eu am stat și am meditat mult la spusele preotului. A mai trecut un timp și mama a trecut la cele veșnice. Am fost marcată o bună perioadă de timp de suferința ei. De atunci, eu și soțul ne-am îndreptat privirea spre acele persoane neajutorate. Nu aveam cum să spun nu, indiferent că era copil, tânăr sau adult, ori de câte ori a fost nevoie, am fost acolo, în limita posibilităților și nevoilor fiecăruia. Nu am crezut că eu am să fac aceste lucruri. Și totuși, Dumnezeu, El a fost acela care m-a trimis să fiu o rază de lumină, o rază de speranță, un sprijin chiar și pentru acele persoane care erau pe patul de moarte. Și pentru că noi suntem o familie cu 3 copii,
Soțul este acela care mi-a dat sprijin și de foarte multe ori el a luat inițiativa de a deschide ușa acestor persoane. Prin toate aceste exemple, vrem să determinăm pe cât mai multe persoane să întindă o mână de ajutor atunci când au posibilitatea. Toate aceste acțiuni sunt exemple de credință, pe care cu drag le îmbrățișează și copiii noștri. Să știți că în decursul a 25 de ani de căsnicie, am avut și noi, ca și familie, și bucurii, dar și necazuri. Ori de câte ori am fost încercați, eu m-am rugat. Dumnezeu s-a uitat la noi și asta cunoaștem din Sfânta Scriptură. Pe toți ne ajută, pe toți ne iubește și ne dă putere să le depășim toate acele perioade care le întâmpinăm cu dificultăți. Dacă noi suntem exemple de credință, de bunătate, de iubire, de speranță, cu siguranță că vom trăi într-o lume mai bună. Pentru mine și pentru familia mea, această perioadă a postului mare este un moment în care ne face să înțelegem că trebuie să acordăm mai multă atenție lui Dumnezeu. De foarte multe ori, în această perioadă, am participat la adorație, la Calea Sfintei Cruci, la Sfânta Liturghie, împreună, aici, în Sfânta Biserică. Anul trecut, 2020, fără ca să știu ce va urma, la începutul lunii martie, mi-am dorit să merg într-un loc unde să mă reculeg câteva zile. Era un loc cu o liniște de care eu aveam nevoie. Zilele s-au scurs repede, afară era o altă lume. Acolo unde eu eram, erau doar câteva surori. Au fost momente de rugăciune, de reculegere personală. Într-o dimineață, la Sfânta Liturghie, preotul din altar a adresat o întrebare. Cât timp îi dedici tu Domnului? M-am retras în acel loc ca să reușesc să-mi dau răspuns la multe întrebări, să reușesc să fac alegeri bune atât pentru mine cât și pentru familie. Am fost anunțată prin telefon că vom intra într-o situație de urgență, că numărul cazurilor au crescut. Era o situație pe care nimeni n-a mai întâlnit-o. Mă tot întrebam, privind la oamenii care erau înspăimântați și tot alergau zilnic, m-am întrebat de foarte multe ori dacă alergăm în direcția potrivită. M-am întors acasă după câteva zile și pot spune că sufrageria noastră a fost biserica noastră. Am trăit momente unice. Copiii mei niciodată nu au sunat la Radio Maria să intre în direct, să recite Sfântul Rozariul. Atunci au făcut-o. Eu și soțul le-am acordat mai multă atenție pentru că nu reușeau să înțeleagă de ce îi ținem în casă, nu reușeau să înțeleagă că nu au voie să iasă din curte. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu rugăciune, am depășit toate aceste momente. Experiențele noastre de viață m-au întărit și mai mult, ne-au unit, așadar pentru viitor ne dorim să fim și să fiți sănătoși cu toții și să continuăm ceea ce Dumnezeu a călăuzit pentru fiecare. Este adevărat, speranța moare ultima. Trebuie să fie așa. Un om fără speranță este pe jumătate mort. Asemenea omului, unui vis, căci speranța este un vis cu ochii deschiși. Când ai speranță, parcă ai tot. Când ai speranță, trăiești, iubești, dăruiești. Viața este mai frumoasă și mai ușoară atunci când trăiești cu o speranță. Dragilor, speranța să dăinuiască permanent în inimile dumneavoastră, nu uitați că mai puternică decât speranța este credința. Vă mulțumesc! Dacă toată lumea vorbește despre partea negativă a pandemiei, eu am să vă vorbesc despre trăirile mele pozitive din această perioadă. În momentul în care s-a agravat situația în țară din cauza pandemiei, am avut un moment de panică, mi-am suspendat activitatea
și m-am retras în sânul familiei. Preț de 2 săptămâni am avut timp mai mult să stăm împreună, să discutăm, să acordăm mai mult timp copiilor, să ne jucăm cu ei. Chiar dacă biserica a fost închisă, am avut privilegiul să urmărim toate liturghiile online și toate momentele de rugăciune, fiind în comuniune cu preoții noștri. Întotdeauna m-am plâns că nu am timp, dar cu această criză, timpul a venit fără voia mea. Și am avut timp ca în copilărie, să-mi iau copiii și să ne uităm la cer, la flori, la albinele care culegeau polen, la furnicile care alergau prin iarbă, să ne bucurăm de lucruri mici și simple, de care uitasem că mai există. Această criză mi-a dat de gândit că trebuie să reorganizez această piramidă care este viața mea și să pun la baza ei pe primul loc familia și timpul acordat ei. Mai mult timp pentru rugăciune, mai mult timp pentru cei neajutorați și suferinți și mai apoi pentru restul lucrurilor. Abia cu această criză am realizat cât de fragilă este viața și cât de ușor se poate rupe firul ei. De aceea, să profităm de orice clipă, să ne bucurăm de lucrurile simple, să petrecem cât mai multe momente alături de cei dragi și să fim alături de cei aflați în suferință. Această pandemie va trece. Să avem speranță în viitor și să avem încredere în Domnul. Faptul că suntem prezenți în Sfânta Biserică astăzi, la un an de la începerea pandemiei, este o dovadă de credință și speranță, pentru că în urmă cu un an, niciunul dintre noi nu avea garanția că va fi astăzi aici. Vă mulțumesc! Lăudați să fie Iisus și Maria! Iubiți-vă unii pe alții cu iubire frățească! Fraza luată din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către romani este potrivit pentru a defini motivul care ne-a împins și ne-a determinat. În toate activitățile pastorale, caritative și sociale și care ne-au scos din casă, atunci când pandemia punea restricții, încercând să aducem alinare în viața celor neajutorați și greu încercați de suferință din cadrul comunității noastre parohiale. Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași cu tot personalul lui, unde și eu îmi desfășor activitatea, nu s-a oprit nici în perioada cea mai grea a pandemiei. Când a ieșit, era riscant și controlat. Teama de a contacta virusul era prezent peste tot, dar cu credință mereu în protecția Domnului, am continuat să ne îndeplinim misiunea, cu speranța de a fi de folos acolo unde era necesar. Experiențele trăite în acest timp de încercare, care m-au ajutat să înțeleg mai bine ce înseamnă a fi mai aproape de cei care suferă, de cei în nevoie sau a însoți pe cei care lasă această lume pentru a se întoarce în casa Tatălui Ceresc. Deseori am întâlnit bătrâni care așteptau cu sufletul la gură ca cineva să le deschidă ușa, să le adreseze un cuvânt, un cuvânt bun, sau familii, unde dorința lor era ca cel bolnav dintre ei să nu fie dus la spital, pe cât posibil, dar să fie ajutat acasă. Aici încercam să intervin în măsura în care puteam și competențele îmi permiteau, așa încât acest mic suport aducea pentru ei o rază de mângâiere. De fapt, bucuria și mulțumirea noastră ca și comunitate de surori este atunci când reușim să aducem un strop de mângâiere în tot ce se cheamă suferință, fie fizică, fie morală. Atunci când cineva îți destăinuie trăirea pentru a găsi o ușurare, cerând ajutor prin rugăciune, atunci încercăm să ținem cont de toate aceste necesități. Sunt frecvente situațiile de acest fel, care cer o însoțire mai activă și, în mod cu totul particular, surorile cele în vârstă sunt cele care susțin acest lucru
ci împreună oferim lui Iisus în rugăciune și adorație, punând la picioarele Domnului necesitățile și suferințele care ne-au fost încredințate. Trebuie însă să recunoaștem că și susținerea providenței nu ne lipsește prin intervenția multor persoane binevoitoare. Îi mulțumim Domnului pentru că ne este mereu alături, chiar și în momentele de pandemie, putem spune că ajutorul Lui nu ne-a lipsit. Răspunzând la o întrebare, există semne concrete ale reîntoarcerii la normalitatea vieții de zi cu zi? Da, se vorbește mult de o reîntoarcere la o normalitate. Da, o normalitate, dar este o normalitate diferită de aceea pe care am trăit-o înainte. Prezența noastră în biserică este un semn de speranță în acea normalitate dorită și că sărbătorile pascale din anul acesta vor fi diferite de cel de anul trecut. Reluând activitatea noastră ca și comunitatea surorilor franciscane, la centrul de zi cu acele restricții care se impun în această perioadă de pandemie, sunt încă multe condiționări, dar sperăm, încetul cu încetul, că Bunul Dumnezeu va binevoi să readucă liniștea și libertatea de a ne desfășura activitatea ca înainte, fără condiționările de acum. Trăind fiecare această experiență, am avut și posibilitatea de a învăța multe. În primul rând, ne-am dat seama mai bine de fragilitatea noastră umană, care are nevoie mereu de intervenția Domnului. Și astfel, am înțeles importanța rugăciunii, apoi că suntem chemate la solidaritate între noi, ca nimeni să nu se simtă singur în suferința lui. Am mai învățat că este necesar de a fi mereu gata pentru întâlnirea noastră cu Domnul, căci viața uneori poate fi curmată și de un mic virus. Ca și surori franciscane, ne simțim interpelate de tot ceea ce întâlnim ca și necesități la care trebuie de răspuns, deși nu mereu avem posibilitatea să o facem. Ceea ce însă putem este să le fim aproape celor în suferință, ci să ne rugăm ca Domnul să intervină cu providența sa. Ei suntem recunoscătoare Bunului Dumnezeu, care ne face să vedem că și o încercare se poate transforma în ceva din care putem învăța pentru creșterea noastră în credință și în speranță că suntem și mereu vom fi sub mâna milostivă a Bunului Dumnezeu în orice situație. Vă mulțumesc! Preasfințite episcop Iosif Păuleț, ucernici, părinți și dragi credincioși, copii, tineri și adulți prezenți aici în biserică, dar și prin mijloacele mass media. Sunt profesor de religie la Liceul Teoretic Bogdan Vodă din Hălăucești, liceu ce își desfășoară activitatea în clădirea fostului seminar franciscan, construit în secolul al XIX-lea. Putem spune că este o instituție cu o tradiție de peste un secol, fiind continuatorul primei instituții liceale din sat. Existența unui liceu teoretic în mediul rural este o binecuvântare atât pentru copiii și tinerii din localitate, cât și din împrejurimi, care pot beneficia de un act educațional de calitate. În situația actuală de criză, generată de pandemie, trebuie să avem conștiință și responsabilitate în a face munca așa cum credem că este mai bine pentru elevii și copiii noștri. Avem nevoie de speranță pentru a trăi și mai ales în acest timp de încercare, în care viața noastră și a întregii societăți este afectată. Familia, școala și biserica au fost nevoite să se adapteze din mers la noile condiții și restricții pentru a-și putea continua activitatea lor. În acest sens, școala și-a mutat periodic activitatea didactică în mediul online. Nu mi-am propus să fac o analiză generală a învățământului online, cu tot ce implică el, aspecte pozitive, dar și unele neajunsuri.
ci doar să schițez câteva concluzii și observații personale din activitatea mea didactică cu referire la viața spirituală. Astfel am observat că pandemia a avut și efecte pozitive. Așa cum a spus familia dinaintea mea, s-a îmbunătățit relația între membrii familiei prin activitățile desfășurate împreună, printre care și ascultarea Sfintei Liturghii sau momentele de rugăciune în familie. Elevii așteptau ora de religie cu drag, având dorința de a împărtăși din experiențele trăite sau dorința de a ne ruga împreună pentru cei aflați în suferință. De exemplu, eu le propun elevilor, vreți să ne rugăm pentru cei care se confruntă cu această boală și au nevoie mare de rugăciune chiar în momentul acesta? Iar ei cu glasuri cristaline și ochi nevinovați răspund, da, vrem! Sau, haideți, dragi copii, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătatea noastră și a familiilor noastre, rugându-L să ne apere de rău în continuare. Și pe cât sunt ei de nevinovați, pe atât este de plăcută rugăciunea lor în fața lui Dumnezeu. Copiii caută uneori răspunsuri fără ca să pună întrebări, căci urmăresc comportamentul nostru, iar dacă noi suntem încrezători și plini de speranță în Dumnezeu, atunci și ei vor fi la fel. De aceea suntem responsabili de tot ceea ce facem sau ceea ce zicem, căci sufletele lor, ale copiilor, sunt ca niște cutii de rezonanță pentru cuvintele noastre ce capătă ecou în inima lor. Iar dacă la sfârșitul lecției aud o voce din bancă spunând ce mult mi-a plăcut ora aceasta, este ca un feedback pe care chiar îl așteptam. De asemenea, să nu uităm și de acei părinți, de frați, de bunici, care au luat parte vrei nu vrei la lecțiile online, locuind în aceeași cameră cu elevul, având ocazia să vadă eforturile pe care le-a făcut fiecare profesor în parte în activitatea sa didactică online și chiar au purtat legătura cu ei și au încurajat în acest demers. Și tot un feedback pot să numesc atunci când m-am întâlnit ocazional cu unii părinți și mi-au spus cu bucurie că participă cu plăcere la rugăciunea noastră de la începutul orilor de religie, când ne rugăm împreună. Profesorul nu trebuie să fie preocupat doar de înmagazinarea unor cunoștințe în mintea copiilor, ci și de formarea caracterului și de creșterea lor în calități morale și virtuți alese. Dar ce model putem avea în demersul nostru didactic dacă nu modelul suprem al oricărui pedagog, care este Iisus, Marele Învățător, ce s-a aplecat asupra tuturor cu blândețe și a știut prin cuvinte simple și fără vorbărie multă să transmită marile adevăruri ale mântuirii noastre. Iisus, Marele Pedagog, care ne-a vorbit prin atâtea parabole evanghelice pentru a ne transmite mesajul său religios. El este calea, adevărul și viața și numai Iisus este speranța noastră. Dar să nu uităm că mai întâi trebuie să avem noi speranță în suflet, pentru ca să-i facem și pe alții să aibă speranța de care avem mare nevoie în drumul nostru spre mântuire. Și mai întâi trebuie să-L avem noi pe Iisus în inima noastră, pentru ca apoi să-L putem face cunoscut și altora. Și cine-L are pe Iisus în inima sa, are speranță. Și cu permisiunea preasfințitului episcop, propun să încheiem acest mesaj de speranță, exprimându-ne printr-un scurt cântecel, pe care am avut ocazia să-l compun cu mulți ani în urmă, dar se potrivește cu tema noastră de speranță. În acest sens, invit câteva tinere din parohia noastră să mă susțin. Veniți-a sub pe credința și iubire,
cei mai frumos pe lume, lui Iisus, lui Iisus îi datorăm. Orice plantă, vietate, aerul, aerul ce-l respirăm, aerul ce-l respirăm. Noi suntem speranța lumii, toți o inimă, o inimă și un gând. Vom sădi în inim pacea și seninul, și seninul pe pământ, și seninul pe pământ. Avem și o întrebare, preasfințite. Ce sfat aveți pentru părinții tinerilor cuprinși de depresie, care nu mai văd nicio speranță în viitor și care pot deveni victimele consumului de alcool sau droguri? Ei, când auzim de alcool, de foarte multe ori și prin parohiile pe care am trecut în viața mea de 42 de ani de preoție, peste tot, în toate parohiile, cazurile între cele mai grele erau acelea datorate abuzului de alcool. E adevărat că persoanele din casă, care sunt nevoite să suporte această boală, să-i spunem boală, pentru că cel care ajunge alcoolic îl putem considera un bolnav care ar trebui ajutat, dar care nu poate fi ajutat dacă el nu se vrea ajutat, pentru că sunt centre de dezalcoolizare. Ceea ce vreau să le spun celor din casă care sunt nevoite să suporte acest chin este să nu-și piardă speranța. Ați cântat și acum în cântecul de la final. E nevoie de speranță și am vorbit și în cadrul catehezelor, însă și scrisoarea pastorală este să mergem împreună pe drumul speranței creștine. Să nu uite aceste persoane că Dumnezeu, potrivit Scripturii, nu încearcă pe nimeni mai mult decât poate să ducă. Dumnezeu nu pune pe umărul nimănui o cruce mai grea decât poate să o ducă. De aceea să nu-și piardă speranța și să se roage, să se roage fără încetare, oferind lui Dumnezeu ca o cruce a vieții, acel chin pe care, că într-adevărat chin, să nu se descurajeze în rugăciune. Avem exemple de sfinți, persoane care nu sunt declarate de biserică sau scrise în calendar, declarate oficiale ca sfinți, dar care duc o adevărată cruce și o viață de sfințenie, suportând cu răbdare eroică, astfel de situații provenite din cauza abuzului de alcool. Deci Dumnezeu nu încearcă pe nimeni mai mult decât poate să ducă, să nu cadă pradă deznădejdii nimeni din cei care sunt nevoiți să ducă această cruce și să se roage în continuare, chiar dacă nu văd o îndreptare imediată sau după un an, doi, trei ani. Sunt persoane care s-au rugat ani de zile, zeci de ani pentru convertirea cuiva, dar în final au obținut-o. Să fim perseverenți sau să fie perseverente în rugăciune, că Dumnezeu, care nu răsplătește întotdeauna imediat, nu răspunde imediat unei rugăciuni, El nu uită și nicio rugăciune nu rămâne, dacă este bine făcută, nu rămâne zadarnică. Așa că prindeți curaj, rugați-vă și să nu ne pierdem niciodată speranța, încrederea în Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru
Această seară de pe care am trăit-o împreună aici în biserica din Hălăucești, la această cateheză din postul mare. Îl felicit pe părintele paroc și părinții care l-au ajutat și toate persoanele care au fost alături de părintele paroc pentru organizarea acestei cateheze aici în biserica dumneavoastră, corului bisericii, tuturor celor care s-au implicat, să vă răsplătească Dumnezeu și să vă binecuvânteze. Vă doresc să aveți în continuare un post rodnic și continuăm pregătirea noastră spirituală pentru a trăi apoi în bucurie. Sperăm, fără alte restricții sau fără să se agraveze situația, să trăim în bucurie adevărată Paștele spre care ne îndreptăm. Încheiem cateheza cu rugăciunea finală, care înseamnă recitarea psalmului care v-a fost dat dinainte. O să recităm cu toții, este și afișat și cred că în picioare ca o rugăciune de încheiere, mulțumim și eu Preasfințitului pentru că a fost alături de noi, pentru că a celebrat, s-a rugat împreună cu noi și ne-a învățat, iată atâtea lucruri frumoase, pe noi și cei care au fost alături de noi online. Să ne rugăm rugăciunea, Psalmul 71. În Tine, Doamne, îmi găsesc scăparea, să nu fiu nici când făcut de rușine. În dreptatea Ta eliberează-mă și apără-mă, pleacă-ți urechea spre mine și mântuiește-mă. Fii pentru mine stâncă și cetate de refugiu, ca să mă mântuiești, pentru că numai Tu ești tăria mea și cetatea mea de apărare. Scoate-mă, Dumnezeule, din mâna celui fără de lege, din mâinile celui nelegiuit și viclean, pentru că Tu, Doamne, ești speranța mea. Doamne, în Tine mi-am pus încrederea din copilărie. În Tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele. Încă din sânul mamei mele, Tu ai fost ocrotitorul meu. În Tine este lauda mea de-a pururii. Ca o minune am ajuns pentru mulți și Tu ești ajutorul meu puternic. Să se umple gura mea de lauda Ta, toată ziua să fie plină de preamărirea Ta. Nu mă respinge în zilele bătrâneții mele, nu mă părăsi când îmi slăbesc puterile, căci dușmanii mei vorbesc împotriva mea și cei care pândesc sufletul meu fac planuri împreună. Dumnezeul l-a părăsit, urmăriți-l și prindeți-l, căci nu are cine să-l scape. Dumnezeule, nu te îndepărta de mine. Dumnezeul meu, grăbește-te să mă ajuți. Eu îmi voi pune întotdeauna speranța în Tine și Te voi lăuda tot mai mult. Gura mea va vesti în toate zilele dreptatea și mântuirea Ta, chiar dacă nu cunosc marginile lor. Voi povesti faptele minunate ale Domnului. Doamne, îmi voi aduce aminte că dreptatea este numai a Ta. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețe, iar eu vestesc și astăzi minunile Tale. Nici la bătrânețe și căruntețe, Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestesc puterea Ta generației de acum și tăria Ta celei care va veni. Dreptatea Ta, Dumnezeule, e până la ceruri. Tu care ai făcut fapte mărețe, Dumnezeule, cine este asemenea Ție? Tu m-ai făcut să văd rele și necazuri multe,
dar din nou îmi vei da viață și mă vei scoate din adâncurile pământului. Vei înmulți mărirea mea și când te vei întoarce, mă vei mângâia, iar eu voi cânta fidelitatea ta, Dumnezeul meu. În sunet de coarde și îți voi cânta din harpă, ție, Sfântul lui Israel. Vor tresălta de bucurie buzele mele când îți voi cânta și sufletul meu pe care l-ai răscumpărat, cât și limba mea ziua întreagă va rosti dreptatea ta. Urmează să vă dau binecuvântarea cu care ne vom reîntoarce la casele noastre, păstrând totdeauna în suflet bucuria credinței pe care o simțim în casa Domnului. Aduc mulțumire și persoanelor care au dat mărturie mai înainte, frumoase mărturii, din care ați văzut, putem deduce ceea ce vă spuneam și în cadrul catehezei, că pandemia aceasta care ne-a lovit și continuă să ne lovească pe noi și întreaga lume, are și lucruri pozitive. Dumnezeu a voit în acest mod, permițând ca să trecem prin aceste momente de încercare, să avem și experiențe frumoase, pozitive. Să ne ajute într-adevăr Dumnezeu, cum spunea și sora mai înainte, ca atunci când se va încheia, că sigur se va termina pandemia asta, că niciodată o nenorocire n-a ținut cât lumea. Numai că atunci când se va termina să ieșim la viața normală, dar schimbați, transformați în mai bun, trăind mai așa conștient vocația noastră creștină în lume, urmând exemplul pedagogului numărul 1, spunea doamna profesoară, care este și rămâne întotdeauna Hristos. Vă mulțumesc pentru participare, mulțumim Ercis Media și Maria TV și cei de pe internet care au preluat și au transmis pentru cei de bună voință această cateheză, să ne fie de folos tuturor spre slava lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghie și cateheza s-au încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu! Lăudat să fie Iisus Hristos!